Salut, sunt Valeriu, am alături de mine pe Eugen, Silviu și Adi. Iar astăzi reacționăm la noua piesă de pe canalul Orange Blue, care se numește Maceta. Maceta, maceta! Eu încă niciodată nu am văzut clipul. Adi, tu l-ai văzut? Nu! Păi Silviu sigur l-a văzut. Eu l-am văzut, înainte de a fi lansat, dar... Eu la fel nu l-am văzut. Atunci, hai să-l vedem împreună. Prieteni, abia aștept să văd reacția voastră la clipul Maceta. Nici nu mă închipui care va fi ea. Dar de ce e numit Maceta? Dar de ce ne-ai numit prieteni? Sau pe ei numit prieteni? Cum să vă numesc? Colegi? Deci, gata, lăsăm glumele. Hai. Începem să vedem clipul. Deja mi se face piele de ce stăuți. E Blue producția? Stai un pic! Adi, de ce eu prind sună? Gata cu glumele, eu chiar vreau să văd clipul lui Silviu. Da. Continuăm. Da. Și în liniște. Stai un pic. Nu simțiți mirosul de ciorapii lui Silviu? Simțim, de la ciorapii. Nu, nu, stai un pic, stai un pic. Aici nu de la miros, de la pizza de pe ciorapii. Băieți, hai întâi să vedem clipul, iar apoi comentăm. Hai! Urla hate-ul din comentarii, mustața e falsă și n-are culoare. Mai bine era, când mi-e sau moca. Nici recunosc, dar... Ce nume a fost pus acolo? Uite, ce fată! Ce fată s-a dus la urmă! Ce? Curcanul l-ați văzut? Bani din TikTok! Care-i curcan? TikTok! Lumea era... Ia stați că e refrenul! Maceta, 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 maceta. Așa, bine, hai să ne uităm. Ucile, n-ai ce-o scutat. Andreea! Andreea! Lasă-o pe Andreea acum. Că ție-i nu te vii, că te râși de prăbălă umană să râsecă. În Mexica. Oh, oh, Adi, oh, 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 oh. Adi, trebuie să ne prezenți aici. Stă prin foc în zon de picioare, vântă pe loc. Maceta, 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 și să îl luăm pe bucățele. Valeriu, pentru că o frumusețe ca ta merită și o urățire ca alături. Eu zic să-ți facem din orice. Așa, hai să vedem încă o dată clipul, iar acum avem voie să punem pauze. Hai, cine pune pauză? Eu pun! Așa, prima întrebare. De ce pantalonii lui Adi arată de parcă este în clasa întâi și a cumpărat mama pantaloni cu trei mărimi mai mari? Întrebarea alta! De ce la tine picioarele seamănă cu două scăpitori? Da, și nu, uite, uite, prima întrebare! Da, stați un pic! Eu țin minte la filmare când îi spunea Valeriu, lipește picioarele că se vede turnul Eiffel prin ele. Dar nu, 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 uite la Adi! La Adi nu e aproape spațiu deloc. Eu uite, dar tu de ce râzi? Uite, parcă e Charlie Chaplin! Uitați-vă cum stau picioarele! Uite, Charlie Chaplin. Am o senzație. Un filozof antic. Da, da, Valeriu, am o senzație că a luat de la tine o bucată de bătăreană. Bine, hai să vedem mai departe.
Băi, ce ai filmat bucata asta? Cine filmat? Cameramanul a sărit cu tine? Ăsta e secret, nu se spune, nu se spune, pentru că va urma și un alt. Tu ai căzut din avion cu un cameraman? Da, gol și fără parașut. Apropo, de ce ești gol? Ciorat. De ce ești gol? De un tricou îmi spui și ți-a prumut, nu e o problemă. Da. Bine, dar am ciorap și chiloței. Atâta mai trebuie, să fie fără chiloței. L-am apucat pe el, nu am mai înțeles nici până azi. Nu-l cunoșteam, a căzut un om straniu. Ce faci nu știi un om și-l vezi jos la pământ? Îl apuci așa cu mâna. Și l-a dus în studio, după care îl pui să se filmeze. Adi, tu râzi de parcă azi este ziua ta. Adi, încetează. Apropo, prieteni, astăzi este ziua lui Adi, așa că scrieți toți în comentarii Adi la mulți ani! Adi, foarte mult al nostru! Bine, Adi, gata, prea multă atenție. Adi, la revedere. Videoclipul acesta este o biografie a lui Don Silvio. De cine e Don Silvio? Don este domn. E Silvio de la... De la Silvio. Nu, de la Maria. Hai să vedem mai departe. Eu sunt din Mexic, sunt mexican, mustața lipită. Stai un pic. Astea sunt chipsurile alea pe care le mâncai tu? Da. Apropo și niște părți. Voi mâncați din acea hadă. M-am infiltrat în curcanul. De unde ai găsit rața aia? Așa, fac introducere. În Mexic curcanul este ca la noi. Nu, ca în India, vaca. Sfântă. Curcanul este un simbol al Mexicului. Aha, sunt tu... foarte gustoase curcile. Asta nu trebuia să o spui. Lasă asta, cine sunt fetele astea? Adi, tu Adi. Ești prea mic încă pentru fete. Lasă fetele. Nu, Adi e mare pentru fete. Adi. La hate-ul din comentarii, mustața e falsă și n-are. Stai un pic, aici care e ideea? De ce ai pus pe masă un pahar? Arghei. Cum să joace în șahă acolo? Se mănâncă din păi pe masă nu am pus pe tabla de șah. Și apropo, jucau cine pierde mănâncă. Ce zi era într-un pahar? Era ca un challenge din videoclip? Mhm. Acum totul îmi este clar. Era cu Crispe sau Moca? Nici ne cunosc. În piesă este o frază, mai bine era cu Christmas Moca, nici nu-i cunosc, toca, toca. Într-adevăr, eu nu-i cunosc, nu i-am văzut niciodată. Și ai hotărât să-i pui în piesa ta? Da, pentru că ei mă comparau cu Crispin sau Moca, dar eu nu sunt nici Crispin, nici Moca. Da, el are prea mult păr. El are mustață. Apropo, prieteni, scrieți în comentarii cine este membrul vostru preferat din Orange Blue. Adi! Adică eu, sigur că eu. Don Silvio. Mai departe. Da, mai departe. Cum ai făcut să fie dintr-o fată trei fete? Da, apropo. Care asemănau? Adi, poți face și tu așa, seara, cu imaginația. Hai să continuăm! Aici vreau, aici vreau să punctez un lucru foarte important. Ce să punctez? Eu ce? A făcut... Așa, 4-5 de Silviu! Așa! Scută, îmi scot maceta! E un efect video. Chiar ok. Dar stai, da? Cine din voi a câștigat la partida aia de șar? Eu. Nu știu. Dacă Adi nu știe, Adi a mâncat câte un ardei, doar că Adi a fost mai slăbuț un pic. Adi niciodată nu e slăbuț. Adi nu putea fi slăbuț. Mă, e clar, nu scrii mai. Câte bani ați sunt acolo? Eu ne-am atât să bani. Hai să vedem ce urmează mai departe. Ce știi că suntem prieteni foarte buni, da? Da, da, da. Andaram, mustață, sunt mexican și asta e pe viață. Nu zâmbăresc ca Tom după Jerry. Dacă mă enervez, sunt foarte scary. Nachos cu chili, nachos cu tot. Așa, eu aici am niște întrebări. Da. Tu erai cu pipi la o goală acolo, în cadă. Cum, Andrei, te-a văzut pe tine gol? Nu m-a văzut, am fost acoperit cu nachos. Stai un pic. De ce Silviu se justifică în fața lui Adi? Păi nu e corect. Nu e eu ar scoate în locul lui Silviu macheta! Apropo, se pare că doar 1% dintre voi au apăsat pe butonul roșu de subscribe. Așa că dacă încă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal. Adi, de ce ai lovit în masă? Pentru că aici e butonul roșu de abonare. Noi... Nu, aici nu e niciun buton, uite de pe video. El a vrut să spună la canalul lui tot să vă abonați. Mexic la școală e ca la închisoare. Vrei să fii cineva, trebuie să fii cel mai tare. Adi! E trecută prin foc în zon de vin. Ce și! Vreau să vă povestesc că acest dans noi l-am învățat în 15 secunde înainte de
felicitări. Păi eu dau seama acum. Hai să vedem cine ține minte. Apropo, prieteni, haideți pe TikTok să repetăm acest dans. Fiți-te, sunteți gata? Da! Și maceta, maceta, ține-te bine că zbor cu racheta. Ține-te bine că zbor cu racheta. Este? Da! Hai să vedem cu muzică. Maceta, 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 se mișcă planeta, eu zbor ca racheta, maceta, maceta. Prieteni, dacă vă place piesa lui Silviu, apăsați pe butonul de like! Iar dacă acest video adună 30.000 de like-uri, scoatem următoarea piesă! Maceta, maceta, se mișcă planeta, eu zbor ca racheta, maceta, maceta, maceta. Eu zbor ca racheta, cu maceta, ține-te bine că zbor ca racheta, maceta, 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 racheta, racheta, maceta, maceta, maceta! Sigur. Dar în mână? Nu, aia era o fată. Silviu, spune-mi, te rog, cine este fata asta? E iubita ta? Nu, ea e din Mexic. Silviu, îi plac. Da, păi îi plac Ardei Iuți. Eu nu am mai înțeles nimic, hai să continuăm. Da. Dar e frumoasă. El e din Mexic? Oh! Cine a zis asta? Oh, Silviu, oh, Mickey Mouse. El e din Mexic? Nu, ai valet. Ah. Aici era! Mexican. Apropo, prieteni, care este versul vostru preferat din cântecul Maceta? Al lui Valeriu este... Silviu, felicitări! Așteptăm a doua piesă! Am înțeles că Silviu mai face o piesă! Da. Stați, nu doar eu, dar întreaga echipă Orange Blue... Vreau și eu să fac! Tu ai una! Eu vreau piesă singur și eu! Singur? Singur? Da! Nu, tu deja ești doi! Deci... Apropo, prieteni, scrieți în comentarii cine vreți să scoată următoarea piesă. Eugen, Silviu, Valeriu sau Adi? Da. Sau chiar Andreea? Da, scrieți sau Valeriu! Poate... Valeriu, scrieți! Adi, da, Valeriu, Adi, Eugen! Poate toți împreună! Da, sau o piesă toți împreună! Silviu, și eu vreau să te felicit! A fost o piesă foarte tare, Eugen! Felicitări! Mersi! Că îl cunoști pe Silviu, Adi! Felicitări că îl cunoști pe Silviu! Și de ce te-ai ridicat în picioare? Am simțit că la școală când îl primesc laude. Așteptam o diplomă în mine să-mi aduci. O medalie. Apropo, prieteni, dacă nu ați vizionat încă videoclipul Maceta Don Silviu, atunci e timpul să o faceți. Apăsați chiar acum pe primul link din descriere. Clipul este chiar acolo. Și dacă v-a plăcut acest episod, cu siguranță vă va plăcea și următorul. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.